Bună, bine ai venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ai venit la o nouă etalare de data aceasta pe plan sentimental pentru voi, dragii mei vărsători și pentru toți cei cu luna sau ascendent în zodia vărsător, să descoperim în ce fel de relații te afli, cum este și ce face persoana care te sfătuie să te gândești și ce va fi viitorul apropiat între tine și această persoană, cum va decurge această relație. Dacă cunoști o persoană care crezi că are nevoie de un mesaj, un sfat, de o ghidare, îți recomand să distribui această etalare, să încercăm să ne ajutăm, de ce nu, să facem un bine, nu costă nimic. Și dacă nu v-ați înscris la canalul meu și poate v-am plictisit și v-ați săturat să tot repet aceste mesaje, YouTube-ul mă sfătuiește să o fac. De ce? Pentru că sunt mai multe persoane decât cele înscrise, care mă urmăresc, care revin. Dragii mei, nu vă costă nimic. Vă invit să vă înscrieți, apăsând acel clopoțel, veți primi în timp real notificări cu etalările pe care le voi distribui. Vă mulțumesc anticipat! Dacă doriți o etalare privat, cu mare drag îmi puteți scrie la adresa de mail, eu voi fi la dispoziția dumneavoastră. Haideți să vedem mai multe despre această persoană. Ce face această persoană? Cum este în momentul de față? Ce gândește? Zodia vărsător, pentru tine cel care mă urmărești în momentul de față. Este foarte rapidă această persoană în ce privește deciziile ei. Este o persoană mai impulsivă. Îi place să facă lucrurile în repezială, să se miște foarte repede. Hai să vedem. Persoana la care vă gândiți dumneavoastră, cum este această persoană? Ce face această persoană? Prin ce trece această persoană? Ce gândește despre dumneavoastră? Ok. Și haideți să vedem în ce relație vă aflați cu această persoană, pentru voi, dragii mei vărsători. În ce fel de relație vă aflați cu această persoană? Ok. Momente plăcute împreună, doar că aici cineva a trecut printr-o pierdere. Văd că trece printr-o depresie. Parcă s-a pierdut pasiunea între voi doi sau are anumite regrete în ce privește trecutul său. A pierdut poate pe plan financiar sau a avut o pierdere această persoană și văd că suferă. Este în depresie sau are anumite regrete, păreri de rău. În momentul de față are emoțiile blocate această persoană. Se protejează sau nu mai dorește să simtă sau puteți fi dumneavoastră această persoană. Vreau să zic că veți avea momente plăcute cu această persoană. Momente de extaz. Haideți să vedem. Trecutul văd că o urmărește. E posibil să în trecutul său să fi trecut printr-o experiență un pic mai șocantă, da? Să repete anumite obișnuințe, să repete anumite alegeri care nu i-au adus deloc bine. Nu și învață lecțiile. A avut anumite instabilități, a trecut printr-o suferință, parcă se învârte în cerc această persoană și repetă aceleași fapte, situații, pierderi. Nu știu despre ce e vorba, chiar aștept mesajele voastre, dar îmi spune ceva de trecut. S-a întâmplat ceva în acest trecut care pe el sau pe ea i-au provocat un șoc, i-a provocat probleme, i-a provocat, cum să zic eu, o nesiguranță, ceva la care nu se aștepta. Văd în acest trecut și trebuie să se ocupe de acest trecut sau acest trecut îl urmărește pe această persoană. Și văd că sau a făcut în trecutul său, această persoană repetă anumite situații negative și acest lucru poate va șoca pe dumneavoastră. Și nu v-ați așteptat, parcă vă ia pe neașteptate această persoană, prin cuvinte sau parcă nu știți cum să mai vorbiți, comunicați sau cum să vă comportați, pentru că provoacă în această persoană
anumite obișnuințe nesănătoase și care vă rănesc pe voi, care vă produce aceste probleme, aceste preocupări vouă. Și văd aici pe cineva care e o stană de piatră, care nu vorbește sau este foarte tăcută sau foarte rece, distantă. Cineva păstrează tăcerea. Păstrează tăcerea în ce privește această situație din trecut sau parcă i-a provocat această răceală, această situație din trecut care îl urmărește sau urmărește pe această problemă, aceste probleme, da? Are o mască, poartă o mască și îmi spune că este... Poate are anumite vicii sau dependențe această persoană și acest lucru îl influențează. Poate prietenii, familia, o a treia persoană, de ce nu? Da, deci situații karmice și sau e posibil să fie atașat de bani, de aspectul financiar, să vrea prea mult sau să pretindă prea mult. Această persoană își uneori exagerează. Își pune o mască și devine altceva decât este. Sau altceva decât sunteți obișnuiți dumneavoastră. Și văd că are anumite atașamente, cum am zis, de anumite persoane, de familia sa, de prieteni sau de acele vicii și dependențe sau e atașat de bani, se gândește la bani și acest lucru produce toxicitate în viața dumneavoastră. În ce privește relația cu dumneavoastră, este foarte mândru sau orgolios, încăpățânat, arogant uneori, este o persoană arogantă, mândră, vrea să comande, să păstreze, să aibă ultimul cuvânt, să păstreze controlul în această relație. Vă vorbește, vă comunică uneori într-un mod arogant și mândru și încăpățânat, așa, nu prea vrea să audă, vrea să facă doar ce vrea el sau ea, da? Văd că e posibil să aveți copii, să aveți o familie împreună. Vă spune secretele sale acestei persoane, vă spune ceea ce gândește sau vă povestește despre alte persoane, vă confesează ce vrea să facă, vă confesează ce nu vrea să facă, secretele sale. Îmi spune și că este o persoană mai impulsivă sau agresivă, poate avea în tema sa natală berbec, leu, săgetător. Aveți copii sau chiar o familie sau își dorește acest lucru? Da? Și văd că vorbiți de copii sau vă spune vorbiți de un copil. În ce privește familia sau copiii, parcă nu vrea să înțeleagă această persoană, încăpățânată. Nu vrea să audă, nu vrea să asculte. Vă gândește, vă dorește această persoană, îi lipsiți. Vă dorește foarte mult. Se gândește la voi. Are dorință de voi. Dar este un spirit mai aventuros. Uneori imatur se aruncă cu capul înainte. Îi plac aventurile. Și uneori poate vă gândiți sau se gândește că dumneavoastră credeți că nu este o persoană stabilă, că nu puteți avea încredere în el sau în ea. Vrea să-și asume un risc aici. Văd că va avea mai multe posibilități sau oportunități să plece într-o nouă aventură, să ia o decizie pentru o situație, ceva anume pentru bani. Nu știu, văd că vrea să-și asume un risc. Sau se gândește că trebuie să plecați la un drum, să faceți o călătorie singur sau cu el sau el sau ea trebuie să facă o călătorie, să ia avionul, să plece într-o nouă aventură. Interesant. Haideți să vedem ce va fi între dumneavoastră și această persoană în viitorul apropiat. Da. Această persoană nu-și arată sentimentele. Nu-și arată sentimentele. Și e o persoană care are foarte mulți prieteni în jurul său sau care pot interveni influențe din afară. Poate fi chiar doar o situație, o problemă și această situație sau problemă poate interveni în relația cu voi.
Haideți să vedem ce va fi viitorul apropiat între dumneavoastră și această persoană pentru zodia Vărsător. Ce va fi în viitorul apropiat? Ce se va întâmpla în viitorul apropiat? Haideți să vedem. Cum ziceam, cineva este imatur. Și uneori impulsiv sau agresiv și nu gândește ce face și după aia își dă seama. Da? Îmi spune de investiții aici. Wow! Da. Frumos, dragii mei. Deci uneori aici văd că această persoană are limba bifurcată sau mai veninos sau veninoasă această persoană și cu impulsivitatea sa sau imaturitatea sa sau, cum spuneam, nerăbdarea sa, mândria sa, încăpățânarea sa, spune ceea ce nu trebuie să spună. Da? Și acest lucru vă poate răni. Dar e nevoie să lucrați la autostima dumneavoastră sau poate deja faceți acest lucru și sunteți mai înțelepți și înțelegeți de această persoană sau înțelegeți de ce această persoană nu poate să se controleze. Văd că veți oferi iertare acestei persoane sau ați iertat deja această persoană în viitorul apropiat sau deja ați făcut-o. Văd că veți vorbi de anumite investiții, de vânzare-cumpărare, doriți să cumpărați ceva, doriți să investiți bani, văd că veți avea inițiative economice și veți vorbi despre acest lucru, despre un nou drum. Și acest lucru vă leagă, da? Poate faceți afaceri împreună sau aveți lucruri în comun împreună. Văd că dumneavoastră veți avea motive de a reflecta sau aceste investiții și inițiative economice sau vânzări, cumpărări vă da motive de a reflecta. Văd foarte mult ideal, o relație ideală cu foarte multă speranță sau dumneavoastră sunteți această persoană care vă doriți o relație ideală. Cifra 77, 52, 45, 60, 22, 4, 6 pot avea un rol important. Văd că aveți speranțe pe termen lung, vânzări, cumpărări pe termen lung, investiții pe termen lung, dar văd ceva sigur care va fi pentru dumneavoastră. Investiții, satisfacere, afaceri bune, vânzări, cumpărări bune, vedeți? Veți primi o sumă de bani, poate această persoană sau un ajutor, un sfat, veți conclude afaceri bune, veți avea oportunități de afaceri, deci interesant. Doar că aici îmi spune că doriți să fiți independenți, doriți să fiți pe picioarele voastre. Uneori văd aici că e posibil să fiți ca un erou sau... Această persoană e o persoană uneori nebună. În sensul să se aruncă cu capul înainte și parcă aruncă totul în aer. Văd că va fi un nou început. Vi se spune să aveți încredere în voi, în instinctul vostru, în intuiția voastră. Vă veți elibera de o situație și unii dintre voi veți merge și peste hotare sau la drum, călătorii de afaceri. Văd o renaștere pentru voi, un nou început, foarte multă putere, manifestare pentru a vă îndeplini dorințele. Văd că sunteți protejați, sunteți persoane magice, în sensul că se va întâmpla totul ca pe magie. Veți da naștere unei noi vieți, veți avea un nou început, dragii mei. Și când văd că va intra Pluton în Vărsător, pentru noi va fi un nou început, o nouă cale, o nouă viață. Vom renaște. Și se va întâmpla o magie așa ca peste noapte, o idee, o comunicare, un nou proiect, o nouă viață, o nouă relație, ori cu această persoană, ori singuri. Nu știu, dar văd că îmi spune ceva și veți primi semne din partea divinității, vă va arăta drumul. Un tânăr poate avea un rol important, zodia Berbec va avea un rol important. Protecție foarte multă și uite, dragoste, o nouă relație.
Cifra 6, cineva se îndrăgostește aici, cineva are sentimente de iubire, veți face alegeri cu inima, vă veți urma inima, vi se spune să vă urmați inima. Văd că vă veți dedica la acest proiect sau la această inițiativă sau la această nouă relație, vă veți dedica cu pasiune, veți face artă, totul mai frumos și veți primi ajutor, altruism din partea altor persoane. Văd o vindecare între dumneavoastră și o anumită persoană. După poate acest eroism sau după această impulsivitate acelei persoane sau a dumneavoastră, văd că va merge din ce în ce mai bine, va duce la iubire, va duce la vindecare, va duce la alegeri importante pentru această relație. Da, și văd dragoste și iubire pentru voi, dragii mei. Interesant, foarte frumoasă etalare. Haideți să vedem și ce vă spun îngerii. Vă veți dedica. Să știți că veți fi foarte dedicați muncii voastre, pasiunilor voastre, persoanelor dragi, unui proiect. Veți trece peste provocări, veți fi provocați, dar veți fi răsplătiți în aceeași măsură. Și să vă conectați cu forța dumneavoastră interioară, pentru că veți fi provocați și vor fi provocări în calea dumneavoastră. Dar cifra 29 și 9, wow! Să vă ascultați sufletul. Când vedeți bătălii în jurul dumneavoastră, intrați în interiorul dumneavoastră, că acolo vă veți simți în siguranță și protejați. Să vă conectați cu forța dumneavoastră interioară, da? Aveți un sanctuar sau sufletul dumneavoastră este un sanctuar. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și eu aștept mesajele voastre. Vă iubesc și să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate! Doamne.